Se poate începe. Doamne ajută tuturor! Vă spunem bine ați venit la penultima dintre conferințele organizate în cadrul săptămânii de misiune și în seara aceasta vom avea bucuria de a-l asculta pe domnul Rafaele Guerra, un tânăr despre care vom mai auzi vorbindu-se și care în seara aceasta ne va vorbi despre frumusețea ortodoxiei, la beleța de ortodoxia. Dar cum toate conferințele le-am început cu rugăciune și cu binecuvântarea vlădicului Atanasie, și în seara aceasta vom face la fel, după care vlădicul Atanasie ne va transmite un salut, atât nouă cât și vorbitorului nostru, și apoi vom procede la conferința în sine, după care această conferință va fi urmată de întrebările dumneavoastră și răspunsurile domnului Rafaele Guerra. Mulțumind lui Dumnezeu pentru toate, vom rosti rugăciunea împărate ceresc. În numele Tatălui și al Fiului și al Duhului, amin. Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului care le pretutindănești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preasfințite Părinte, binecuvintează! Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Doamne ajută tuturor! Bună seara! Bună seara, Rafaele! Bună seara, Padre! Benedica, Eminență! Eu, Benedica, siamo veramente contente di aver lei questa sera con noi e ci auguriamo che sia una benedetta conferenza di quale possiamo tutti usufruire di punto di vista spirituale e anche i nostri spettatori, quelli che seguono questa conferenza via Facebook, YouTube, ma anche sul portale Doxologia Trinitas TV. Con il tuo permesso passerò al romeno così i nostri ascoltatori possono capire, tanto che Dio ti benedica. Această seară avem bucuria și binecuvântarea și onoarea de a avea în mijlocul nostru pe domnul Rafaele Guerra, specialist în Grigore Palama și în același timp creștin ortodox italian, care ne va aduce o mărturie autentică despre frumusețea ortodoxiei pe care o trăiește îndeplinătatea ei, îndeplinătatea Harului aici pe pământ italian. Traducerea în această seară va fi efectuată de părintele protosinghel Nicodem Bulcea de la mănăstirea Mirabello Iclano, de aici de la noi din Italia, moderator ca în fiecare seară l-avem pe părintele Constantin. Profit de ocazie să transmit binecuvântarea și salutul părintesc a preasfințitului părinte episcop Siluan, dorind tuturor o seară binecuvântată din care să putem să ne hrănim cât mai mult duhovnicește și iată să primim o mărturie autentică despre frumusețea ortodoxiei. Mulțumim tuturor și Domnul să binecuvânteze această seară. Sărutăm dreapta preasfinția voastră. Mulțumim. Aș dori să spun câteva cuvinte despre invitatul din această seară, domnul Rafaele Guerra, doctor în teologie, la Salerno, cu o teză despre Sfântul Grigorie Palama. Dar până acolo trebuie să spunem cine este Rafaele Guerra și de pe unde e domnul Rafaele Guerra. Născut la 6 martie anul 1987 la Policoro, Matera, în Puglia, după studiile liceale la liceul Enrico Fermi din Policoro, Matera,
urmează facultatea de filozofie la Sapienza, la Roma, făcând 5 ani de filozofie și terminând cu un rezultat extraordinar de bun, cum zic italienii, 110 con le lode, adică 110 maximul cu laude. Iată un tânăr care promite, un tânăr care dorește să cunoască. Primii 3 ani, cum în Italia se împarte facultatea, laurea trienală sau diploma de 3 ani, este obținută în anul 2009, iar laurea magistrală este obținută în anul 2012. După care domnul Raffaele Guerra simte că poate și dorește să împlinească, să se împlinească pe sine mai mult și va trece prin mai multe studii, printre care arhivistică, tot felul de masterate, urmând a împlini studiile cu, așa cum vă spuneam, cu o diplomă de doctorat în teologie la Salerno, în Sfântul Grigorie Palama. Titlul tezei domnului Raffaele Guerra este vreau să-l traduc bine, iertați-mă, rolul ipostasului în concepția ontologică a Sfântului Grigorie Palama. Este obținut în anul 2017. De atunci și până astăzi, dumnealui a avut tot felul de ascultări, să zicem, așa. A lucrat și în domeniul arhivisticii, a lucrat și în cele ce s-a pregătit în întrale filozofiei, a participat la mai multe întâlniri, la mai multe convenii, cum se numesc aici, mai multe congrese și colocvii despre ontologie și istorie, la un conveniu național al doctorilor în filozofie, în cercetare filozofică, la un alt conveniu despre poezia teologică și teologia poetică, un altul de la Sinai la Athos și așa mai departe. De asemenea, domnul Raffaele Guerra este și un publicist, un scriitor, are diverse lucrări, atât teologice cât și filozofice, lucrări care sperăm să nu fie întrerupte. Munca aceasta de scriere sperăm să nu o întrerupă. Are recenzii, dar și lucrări personale, în italiană se numesc saggi, adică articole și studii despre anumite teme care îl preocupă pe dumnealui. Are o lucrare despre Sfântul Marcu Eugenicul, o preocupare în teologia Sfântului Marcu Eugenicul. O altă preocupare a domnului Raffaele Guerra este Patriarhul Fotie, opera Patriarhului Fotie și așa mai departe. Despre Conciliul de la Ferrara Florența, de asemenea, recenzii la diversi autori italieni, Antonio Rigo este unul dintre cei pe care i-a recenzat, unul dintre autorii recenzați, are traduceri, o traducere din engleză, John Pantelimonos Manousakis, per l'unità di tutti, pentru unitatea tuturor,
contribuții la dialogul teologic între Orient și Occident, la Boze. Și așa mai departe, în ediția Chicahon. Are foarte multe materiale și foarte multe preocupări frumoase, domnul Rafaele Guera. De ce am spus mai devreme că vom mai auzi de dumnealui? Deoarece dorim ca acest început de colaborare cu tânărul doctor în teologie Rafaele Guera, început astăzi, să nu se oprească aici. Ca reprezentant al Centrului de Studii Teologice Sfântul Dionisie Exigul, sper din toată inima ca această colaborare a noastră să continue. Tuturor celor care veți asculta cuvântul tânărului Rafaele Guera, tânărului teolog, doctor în teologie, vă rog, deci tuturor celor care vă transmit rugămintea de a-l și provoca prin întrebările dumneavoastră. Vă mulțumim tuturor celor care sunteți, mulțumim preasfințiților noștri, mulțumim preasfințitului Siluan de Ungaria, dacă este cumva logat în această seară, cum ne-a obișnuit de fiecare dată, și mulțumim în primul rând lui Dumnezeu că, iată, îngăduie toate acestea. Domnul Rafaele și Părinte Nicodim, vă rugăm, aveți cuvântul. Vă ascultăm cu bucurie. Bună seara, mulțumesc părintelui Constantin pentru prezentare și pentru invitația la această sesiune de conferințe cu binecuvântarea preasfințitului episcop Siluan și episcop Atanasie. Eu sunt ortodox italian, cunosc limba română, dar conferința mea va fi în limba italiană, pentru că este mai ușor pentru mine să vorbesc despre teologie și argumentele bisericești în limba mea maternă. Conferința mea va fi despre frumusețea în credința noastră creștin-ortodoxă și în relație cu misiunea noastră în societatea, care este tema principală a acestor întâlniri. Această conferință nu va vorbi doar despre tradiția ortodoxă, dar și de căutarea mea personală și descoperirea frumuseței bisericii ortodoxe. Această frumusețe eu am descoperit-o în liturghie, iconografia, cântările bisericești și în tradiția spirituală a Sfinților Părinți. Il rapporto della teologia ortodossa con l'idea della bellezza è un rapporto antico che va dai padri della Chiesa ai teologi dei nostri giorni. Ricordiamo ad esempio il libro di Pavel Yevdokimov sull'iconografia, che è proprio costruito sul concetto di bellezza. Il rapporto tra teologia ortodossa con l'idea di frumusețe este foarte vechi. Merge până la părinții bisericii, de la părinții bisericii până la teologii din zilele noastre. Aducem aici aminte de librul, de cartea lui Pavel Evdokimov despre iconografie, care a fost construită chiar asupra conceptului de frumusețe. E soprattutto possiamo ricordare la frase del grande scrittore russo Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, di cui oggi tra l'altro ricorrono i 199 anni della nascita, che recita: la bellezza salverà il mondo. Ma a che tipo di bellezza si riferisce Dostoevsky? Și putem mai ales să ne aducem aminte de fraza marelui scriitor rus Fyodor Mikhailovich Dostoevski, a căruia pomenire a 199 de ani, de la trecerea la cele veșnice sărbătorim astăzi, care a scris că frumusețea va salva lumea. Dar la ce fel de frumusețe se referea Dostoevski?
A quale tipo di bellezza, appunto? Solo all'arte, ai paesaggi, alla sola bellezza estetica, quella che possiamo, cioè, vedere con i nostri occhi, o anche e soprattutto forse a una bellezza etica, cioè una bellezza che riguarda i valori degli esseri umani e la loro interiorità. Se referoare la frumusețea artei, la cea a peisajelor, sau doar la frumusețea estetică, aceea pe care o putem vedea cu proprii noștri ochi, sau se referam mai ales la o frumusețe etică, adică o frumusețe care privește mai ales valorile interioare ale umanității. Sicuramente l'idea di bellezza che Dostoevsky aveva in mente era quella che appartiene e che proviene dalla tradizione antica della Chiesa ortodossa, che era una fonte di ispirazione, una fonte di una fonte viva di tutta l'opera del grande scrittore russo. Con sicurezza, l'idea di frumusețe pe care Dostoevski o avea in mente era de fapt aceea care aparține vechii tradiție a Bisericii Ortodoxe, care ea însăși este un izvor viu de inspirație pentru scriitorul rus. Quando parliamo di bellezza nella Chiesa Ortodossa, forse ci viene in mente soprattutto la bellezza dei luoghi in cui preghiamo, la bellezza delle nostre chiese, perché è quella che percepiamo in maniera immediata ed è quella che ha colpito anche me fin da subito. Când vorbim de frumusețea Bisericii Ortodoxe, ne vine mai întâi în minte primul loc, adică în primul rând, frumusețea locului în care ne rugăm, adică frumusețea propriilor noastre biserici. Este acesta primul nivel al frumuseții Bisericii Ortodoxe și este chiar nivelul cu care m-am confruntat eu la începutul convertirii mele. E questo appunto il primo, diciamo, un primo livello della bellezza dell'ortodossia. E infatti le nostre chiese sono costruite e sono decorate secondo precise regole tradizionali che sono state anche fissate in alcuni canoni, perché ci sono stati concili ecumenici e concili locali che si sono interrogati, si sono pronunciati sulle regole per la costruzione e la decorazione delle chiese. Chiar așa și este, bisericile noastre sunt totdeauna construite și împodobite conform unor reguli foarte precise, tradiționale, care au fost experimentate și folosite secole de-a rândul de către demeșterii și frații noștri într-o credință. Aceste regole chiar au fost fixate în canoane, pentru că au fost și sinoade și locale și ecumenice care și-au pus întrebări despre cum ar trebui să fie arhitectura, iconografia, slujbele, muzica și chiar și textele pe care le folosim în biserică. Pensiamo appunto alle regole che sono alla base della realizzazione di un'icona, alle regole architettoniche per le chiese che riguardano in alcuni casi anche studi sulla distribuzione della luce nello spazio sacro della chiesa. Tutto è simbolo e ogni pennellata sulla tavola di un'icona, ogni gesto della liturgia, ogni lume che viene acceso, tutto deve evocare, deve chiamare la presenza di Dio fra gli uomini con un linguaggio preciso. Se ne gândim numai la toate acele reguli care sunt baza realizării unei icoane, să ne gândim la regulile arhitectonice pentru biserici, chiar și de regulile care privesc distribuția luminii în lăcașurile sfinte. Totul este pentru noi un simbol. Orice gest de pensulă pe suportul unei icoane, fiecare gest în cadrul slujbei liturgice, fiecare lumânare care se aprinde în biserică, toate aceste lucruri pentru noi trebuie să exprime
trebuie să le exprime pe Dumnezeu între oameni prin intermediul unui limbaj de altfel foarte precis. E così la Chiesa ortodossa ha costruito la sua bellezza attraverso i secoli, una bellezza che dura ancora oggi. La bellezza di un'arte spirituale e della stessa bellezza che ha affascinato i rappresentanti del principe Vladimir di Kiev quando i russi non erano ancora ortodossi ed ebbero il primo impatto con la cattedrale di Santa Sofia a Costantinopoli, furono colpiti dalla bellezza della liturgia e della cattedrale, tanto da decidere di convertirsi a Cristo e di convertirsi nel cristianesimo di Bisanzio. În acest fel, Biserica Ortodoxă și-a construit de-a lungul veacurilor frumusețea sa, frumusețea unei arte duhovnicești. Aceeași artă duhovnicească care a fascinat mai apoi trimișii prințului Vladimir de Kiev, atunci când încă rușii nu erau creștini, au mers la Catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol și au rămas pur și simplu fulgerați de frumusețea bisericii și a slujbelor. Iată deci o artă duhovnicească care este capabilă să schimbe, să convertească persoanele și să-i cheme la Hristos. E questa è stata in fin dei conti anche un po' la mia esperienza nelle chiese ortodosse. Quando non ero mai entrato in una chiesa ortodossa, la prima volta che lo feci rimasi colpito e anche folgorato dalle icone, dagli affreschi e ancora di più quando la scoprii dalla liturgia, tanto da essere chiamato a una conversione a Cristo e una conversione totale a Cristo anche dopo essere passato attraverso altri tipi di ricerca spirituale. Aceasta a fost și propria mea experiență în ceea ce privește bisericile ortodoxe. Atunci când nu eram încă intrat în Biserica Ortodoxă, am rămas fulgerat, într-adevăr fulgerat de icoane, de fresce și mai ales despre de liturghia. În așa fel încât m-am simțit chemat să mă întorc la Hristos cu totul. Nel mio piccolo, in fondo, è stata un po' proprio come l'esperienza dei russi antichi, perché l'esperienza della conversione, che le varie esperienze della conversione nella storia, nel cristianesimo bizantino, sono un miracolo che si rinnova continuamente nella Chiesa ortodossa in tutti coloro che scoprono l'ortodossia grazie alla testimonianza degli ortodossi, una testimonianza spirituale che è una missione in fondo per gli ortodossi ovunque si trovino. Convertirea mea a fost exact la fel ca și cea a rușilor în epoca veche. Convertirea lor, într-adevăr, este o minune spontană care iată că se reînnoiește permanent în Biserica Ortodoxă, în toți aceia care, ca și mine, descoperă Ortodoxia și rămân fulgerați, mulțumită mărturisirii, care este o misiune pentru noi toți ortodoxii de-a lungul vieții noastre. La bellezza ha anche un posto importante, in fin dei conti, anche se pensiamo agli uffici liturgici che celebriamo nelle nostre chiese ortodosse. Pensiamo ad esempio alla contemplazione della bellezza della creazione nella liturgia dei Vespri, che si aprono proprio con il Salmo 103, che celebra la sapienza di Dio nella creazione e la perfezione del cosmo creato da Dio nel suo splendore. În ceea ce privește slujirea liturgică, să ne gândim la frumusețea slujbelor liturgice pe care le slujim în Biserica Ortodoxă, să ne gândim un pic la contemplarea frumuseții pe care o săvârșim în slujba vecernii, care se deschide chiar cu Psalmul 103. Și tot în timpul vecernii, când ne gândim la când cântăm imnul Lumină Lină a Sfintei Slave,
care ne vorbește despre descoperirea lui Hristos, cum adică lumina dumnezeiască vine în creație. Totul în Biserica Ortodoxă este o celebrare a frumuseții dumnezeiești. Ed è proprio questa bellezza, questa bellezza sacra, la bellezza di Dio, che in fondo è la bellezza della resurrezione che celebriamo, può salvare il mondo, secondo quelle che sono le parole di Dostoevsky che ricordavo all'inizio. Și despre această frumusețe vorbea Dostoevski, așa cum am amintit la început, această frumusețe sfântă, această frumusețe a lui Dumnezeu, o frumusețe a învierii, care într-adevăr poate salva lumea. La bellezza estetica, quella diciamo di cui abbiamo esperienza nelle nostre chiese ortodosse, la bellezza delle icone, appunto delle liturgie delle chiese, non è però fine a se stessa, perché l'arte liturgica ortodossa ha in fin dei conti un fine più profondo della sola fruizione estetica dell'arte. Frumusețea estetică, aceea cu care noi toți ne-am obișnuit în bisericile noastre ortodoxe, nu este însă un scop în sine. Arta liturgică ortodoxă are un scop mult mai profund, mult mai adânc. Frumusețea exterioară este, de fapt, numai o chemare. O chemare la frumusețea interioară, adică la o frumusețe pe care noi înșine trebuie să o construim înăuntrul nostru. Noi ortodossi siamo quindi chiamati a diventare, in fin dei conti, artisti di noi stessi e a trasformare noi stessi, la nostra interiorità, la nostra anima, in una opera d'arte ortodossa. Noi ortodoxi, de fapt, la asta suntem chemați. Să devenim artiști ai noștri înșiși, adică să ne transformăm pe noi înșine, interioritatea noastră, sufletul nostru, într-o operă de artă ortodoxă. È come se noi dovessimo considerare un po' la nostra anima, la nostra interiorità, come una tavola grezza, con spine, un po' rovinata, e la nostra missione è quella proprio di preparare questa tavola grezza della nostra interiorità per arrivare a dipingervi l'icona del volto di Cristo. Questa, ad esempio, è un'idea che si trova anche in alcuni antichi manuali di iconografia. Ricordo soprattutto il manuale del monaco Dioniso da Furnas, che fu scritto nel 1700 sul Monte Athos. Trebuie să considerăm sufletul nostru ca un suport nemeșteșugit, ca o bucată de lemn încă nefasonată, cu spini un pic distrusă. Chemarea noastră a ortodoxilor este tocmai aceea de a pregăti acest suport, această placă de lemn pentru icoană, a proprii noastre interiorități, ca să se poată închipui predânsa adevăratul chip al lui Hristos. Această idee chiar a fost formulată pe la anul 1700 în Sfântul Munte Athos de către Dionisie de Furna. Siamo quindi chiamati come ortodossi sicuramente a essere dei missionari dell'ortodossia in un paese non ortodosso, ma anche nel nostro paese, se è un paese a maggioranza ortodossa, quindi diciamo a essere missionari verso gli altri, ma in fin dei conti dobbiamo anche essere in primo luogo missionari dentro noi stessi, cioè dobbiamo compiere la nostra missione dentro di noi in primo luogo per poterla poi portare in maniera compiuta, adeguata anche all'esterno, al mondo esteriore. Ca și ortodoxi suntem chemați să fim misionari ai ortodoxiei într-o țară non-ortodoxă sau în ceea ce privește țara noastră în România, misionari unii față de alții. Dar
Mai întâi de toate trebuie să fim misionari cu noi înșine, în noi înșine. Trebuie să săvârșim apostolatul mai întâi în lăuntrul nostru, ca apoi să-l putem duce și în exterior, la alții. È sicuramente un'opera molto difficile quella della trasformazione di sé a immagine del Cristo, ma in fondo questa è la vocazione del cristiano e la bellezza, e la missione alla bellezza del cristiano. E a parlarcene, in fin dei conti, c'è tutta la tradizione dei padri, che è a fondamento della Chiesa ortodossa, quella tradizione che si chiama tradizione filocalica, dal greco filocalia, che significa proprio amore della bellezza. Este o muncă grea, aceea de a te transforma pe tine însuți în chipa lui Hristos. Dar aceasta este frumoasa misiune pe care o au toți ortodoxii și despre ea ne vorbește toată tradiția părinților, pe care Biserica Ortodoxă o cheamă de obicei tradiție filocalică, din termenul grec filocalia, care înseamnă chiar iubire de frumos. La filocalia più famosa che tutti conosciamo è quella che è stata pubblicata nel XVIII secolo da San Nicodemo dell'Atos e San Macario di Corinto. Poi ci sono state anche altre filocalie nel Medioevo bizantino, ma questa è quella che è rimasta nella tradizione ortodossa. E si tratta di una grande raccolta, come sappiamo tutti, forse, di testi dei padri, che ci indica proprio come lavorare su noi stessi per trasformarci a immagine del Cristo. Filocalia cea mai celebră, pe care noi toți o cunoaștem, ca și carte, este cea publicată în secolul XVIII de către Sfântul Nicodim din Muntele Atos și Sfântul Macarie, Mitropolitul Corintului. Este vorba de acea mare culegere de texte de la Sfinții Părinți, care ne arată cum trebuie să lucrăm în noi înșine, cu noi înșine, pentru a ne putea transforma, ca să dobândim asemănarea cu Hristos. San Nicodemo e San Macario ci dicono che la scelta del nome filocalia, appunto amore della bellezza, rimanda al fatto che Dio è creatore del bello e del buono. Ed è proprio la bellezza creata da Dio che ogni cristiano è inviato a cercare prima di tutto in se stesso, perché questa bellezza interiore dell'anima che è l'immagine di Dio nell'essere umano. Sfinții Nicodim și Macarie ne spun că alegerea numelui de Filocalia trimite la gândul, la faptul că Dumnezeu este autorul frumosului și al binelui. Și este chiar frumusețea pe care Dumnezeu a creat-o, aceea pe care fiecare creștin trebuie să o vadă și să o caute în sine însuși, pentru că această frumusețe interioară a sufletului este imaginea, este chipul lui Dumnezeu în om. La tradizione filocalica è anche quella che viene chiamata nell'ortodossia tradizione esicasta, dal greco esichia, che significa pace interiore, tranquillità, perché nella teologia ortodossa la bellezza che viene da Dio è intesa come pace e unione di ogni uomo, in primo luogo con se stesso e poi con gli altri e con il resto della creazione. Această tradiție filocalică este de multe ori chemată și tradiție isihastă, din cuvântul greu isihia, care înseamnă pace interioară sau liniștire. Pentru că în teologia ortodoxă, frumusețea lui Dumnezeu este înțeleasă mai ales ca pace, ca liniște, ca unime a omului cu el însuși, cu alții, precum și cu restul făpturii, cu întreaga făptură.
La tradizione patristica intende, possiamo dire, questo sentiero di bellezza come la salvezza che dona il Cristo nella Chiesa e come una guarigione della natura umana malata e un ritorno dell'uomo alla capacità di disporre di quelle potenze. Della sua natura originaria, cioè di quella natura che Dio aveva donato all'essere umano prima dell'errore, prima del peccato antico. Frumusețea despre care vorbea Dostoevski, pe care am citat-o la început, este mântuirea lumii, mântuirea adusă de Hristos. Tradiția patristică înțelege, de fapt, prin mântuirea adusă de Hristos în biserică, ca de o tămăduire, ca de o vindecare a naturii umane bolnave, ca o întoarcere a omului la acea capacitate de a dispune de puterile naturii sale originare, acea natură pe care Dumnezeu a făcut-o mai înainte de prima scăpătare, mai înainte de prima greșeală a omului. È quindi una guarigione, possiamo dire, da una bruttezza interiore che è provocata dalle passioni, come possiamo leggere nei testi dei padri, cioè da quelle tendenze negative, scatenate dal nostro ego, dal nostro io, che è il nostro primo nemico per la tradizione patristica. Un ego, un io che vuole sempre porsi al centro della scena e imporsi e dominare anche su noi stessi, sulla nostra volontà. Mântuirea este, de fapt, o vindecare a urățeniei interioare. O urățenie care este provocată de către patim, adică de acele tendințe negative pe care le scoate în afară, le provoacă propriul nostru egoism, acel al nostru eu, care vrea mereu să se impună asupra altora, să fie el în mijlocul scenei. E qual è in concreto, la strada che possiamo seguire quindi per questa guarigione, per questa opera di costruzione della bellezza interiore nella tradizione che ci consegna la Chiesa? In primo luogo, secondo i padri, la strada è quella tracciata dai misteri della Chiesa, cioè dai sacramenti. Care este, deci, concret, drumul pe care putem să-l urmăm pentru a desăvârși această operă de artă în lăuntrul nostru? Mai întâi, așa cum ne spun padrii, precum ne spun părinții bisericești, sunt tainele bisericii, sfintele taine. Il primo fra questi sacramenti, fra questi misteri, è sicuramente il battesimo, che in tutta la tradizione patristica, e in particolare se pensiamo alle catechesi battesimali di San Giovanni Crisostomo, si presenta come l'iniziazione alla fede cristiana. Între Sfintele Taine, în primul rând, avem botezul. Botezul care în toată tradiția patristică și cu precădere în catehezele baptismale ale Sfântului Ioan Gură de Aur, se prezintă ca o inițiere în credința creștină. Potrivit Sfântului Ioan Hrisostom, cel care este botezat, primește Duhul Sfânt, adică primește o putere vindecătoare din condiția păcatului. E così è possibile quindi che il battesimo sia una seconda nascita per San Giovanni Crisostomo, ma anche poi per tutti i padri della Chiesa. C'è questa idea del battesimo come seconda nascita che troviamo anche in Sant'Ireneo di Lione, in San Giustino Martire, in San Cirillo di Alessandria, un po' in tutti i padri della Chiesa.
De aceea vorbim despre botez ca despre o a doua naștere, așa cum ne-a vorbit și ne vorbește și Sfântul Chiril al Ierusalimului, dar și mulți alți părinți ai bisericii ca Irineu de Lyon sau Sfântul Iustin, martirul și filozoful. Ma questa potenza che il battesimo ci dona è una potenza che però deve essere messa in pratica da ogni cristiano. E in questo sta la missione. Altrimenti rimane solo, questo lo dicono i padri, rimane solo una potenza non attuata, rimane solo in potenza, appunto. Însă această putere pe care o primim la botez așteaptă, trebuie să fie pusă în practică de către creștin. Aceasta este, de fapt, misiunea noastră. Altfel, această putere pe care o primim la botez rămâne doar o putere non actualizată. Infatti, nell'antichità, che è l'epoca un po' a cui appartengono questi padri della Chiesa che ho citato, ogni iniziazione prevedeva una prova difficile per l'iniziato. Se la prova veniva superata, l'iniziato poteva accedere ai misteri. E così, proprio in questo modo, la nostra iniziazione battesimale ci dona la missione, la potenza di affrontare quelle prove che Dio ci manda e di vincere l'avversario che ci ostacola nel nostro cammino verso Cristo. Da questo punto di vista possiamo considerare ad esempio proprio le omelie sul Vangelo secondo Matteo di San Giovanni Crisostomo, in cui San Giovanni Crisostomo dice che il Cristo viene inviato dallo Spirito Santo dopo il battesimo nel deserto per essere provato con le tentazioni di Satana. Antichitatea târzie prevedea pentru fiecare inițiere în creștinism o probă. O probă foarte dificilă pentru cel care dorea să fie inițiat. Dacă această probă era trecută, atunci cel care inițiatul putea să primească Sfintele Taine. Deci, inițierea noastră baptezimală ne dă și o misiune. O misiune de a înfrunta toate acele probe pe care Dumnezeu le trimite și prin care trebuie să învingem dușmanul nostru care ne obstacolează drumul nostru înspre Hristos. Sfântul Ioan Hrisostom, în omiliile sale la Evanghelia de la Matei, ne-a spus că după botezul în Hristos, după botez, însuși Hristos a fost trimis de către Duhul Sfânt în pustie, în deșert, pentru a fi pus la încercare de către ispitele lui Satana. E poi c'è l'altro mistero fondamentale nella Chiesa, che è la comunione, la Santa Comunione, che è il mistero più alto, corpo e sangue del Cristo stesso, che viene sempre descritta come un farmaco dei padri, una medicina per i nostri mali interiori. Ad esempio, proprio nella liturgia di San Giovanni Crisostomo, che è quella che più si celebra nelle nostre chiese, chiamiamo il Cristo medico delle anime e dei corpi. Ma se il Cristo è chiamato medico, questo vuol dire che l'umanità è malata, quindi è chiamata a guarire, e la malattia interiore è proprio ciò che chiamiamo il peccato, e la guarigione è ciò che chiamiamo il Cristo. E il Cristo quindi restaura lo stato dell'umanità originaria, la bellezza antica, l'Adamo del principio, dell'inizio. Al doilea mijloc pe care l'avem după botez este împărtășania, taina cea mai mare. Trupul și sângele lui Hristos însuși. Această taină totdeauna este descrisă ca un medicament. Un medicament pentru răutățile noastre, pentru bolile noastre duhovnicești. Cum spun Sfinții Părinți Grigorie de Nisa în Marea Cateheză. Sau, cum spune Sfântul Ioan Hrisostom în cadrul Sfintei Liturghii, atunci când îl numește pe Hristos medic, tămăduitor al sufletului și al trupului. Apoi, dacă pe Hristos îl numim medic, ca tămăduitor, înseamnă că întreaga umanitate este bolnavă și este
chemată la vindecare. Boala interioară este cea care, în mod comun, noi o numim păcat, iar vindecarea este cel pe care îl numim Hristos. Hristos este cel care restaurează natura umană la statul frumuseții originale, la statul acela al lui Adam de la început. E, i padri della Chiesa ci presentano proprio delle teorie di psicopatologia, cioè di malattie dell'anima. Ad esempio, sempre nelle catechesi battesimali, San Giovanni Crisostomo ci dice che ogni passione genera in noi uno stato simile all'ubriachezza, che ci impedisce anche di ragionare, di capire anche chi siamo, ci fa perdere addirittura la coscienza, dice. Infatti, passione in greco si dice pathos, e ha la radice comune con altre due parole che sono pathi e pathi, ma che indicano proprio la malattia. Sfinții părinți ne-au prezentat și teorii de psicopatologie, adică ale bolilor sufletești. Spre exemplu, în catehezele baptismale, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că orice patimă generează în noi ceva ca o beție care nu ne permite să raționăm. O beție care ne împiedică până și raționamentul lucid. Ne produce o pierdere parțială a conștiinței de cine suntem cu adevărat. În fapt, în grecește se spune pathos. Pathos este o rădăcină comună cu alte cuvinte, ca pathi, epathima, care înseamnă chiar boală. E come si fa quindi a far entrare in atto, a mettere in atto questa potenza di guarigione interiore che ci viene donata nel battesimo e nei misteri della Chiesa? La strada che viene indicata dai padri è una nella nostra tradizione ortodossa ed è l'ascesi. Questa è una vocazione ed è una missione del cristiano. Ascesi deriva dal greco askesis, che significa esercizio, e in russo si dice padvig, padvižničestvo, che deriva dallo slavo padvizacja, che significa andare avanti. Quindi l'ascesi è proprio un esercizio che ci permette di andare avanti, unendo le due tradizioni, bizantina e slava, ci permette di andare avanti, di crescere, di evolverci interiormente nel nostro cammino cristiano. Cum să facem ca să actualizăm această putere vindecătoare interioară care ne este dată prin botez? Drumul ne-a fost indicat de părinții Bisericii Ortodoxe și este vorba de asceză. Asceza este chemarea noastră și misiunea noastră. Asceză vine din cuvântul grecesc askesis, care înseamnă exercițiu. În limba rusă se spune podvig. Podvinicezvo, din slavul podvizația, care înseamnă mergere înainte. Și asceza este chiar acest lucru, un exercițiu interior însoțit de rugăciune, care ne permite să mergem înainte, să creștem și să evoluăm interior în drumul nostru ca și creștini. Il cammino ascetico nella tradizione patristica viene descritto molto bene nella Filocalia, ad esempio nei testi di Evagrio Pontico, ma non solo in quelli, è quel cammino che ogni cristiano è chiamato a fare dentro se stesso per prendere parte a quei benefici della salvezza portata dal Cristo. È un lavoro interiore con se stessi che si basa fra la sinergia tra lo sforzo degli esseri umani, l'impegno, per trasformarsi è la grazia divina che scende dall'alto sull'ascesa. Drumul nevoinței în tradiția patristică este descris foarte bine în Filocalia, de exemplu în textele lui Evagrie Ponticul, pentru ca să vă dăm un exemplu, ca acel drum pe care fiecare creștin este chemat
să-l facă în sine însuși, ca să poată beneficia de mântuirea adusă de Hristos. Vorbim de o muncă interioară cu noi înșine și această muncă interioară se bazează pe împreună lucrarea dintre efortul omenesc, efortul pentru de a se transforma și harul trimis de Dumnezeu asupra ascetului. Questo cammino non può essere fatto in maniera solitaria, però, ci dicono i padri, altrimenti rischiamo di perderci. Deve essere fatto con una guida esperta, la guida esperta del padre spirituale. E questo viene ribadito da tutti i padri, e anche San Gregorio Palamas descrive in alcuni passi, anche delle triadi, ma anche di altre opere, il suo apprendistato ascetico, il suo studio alla scuola dei padri più esperti sul Monte Athos, quando era un giovane monaco. San Gregorio Palamas infatti si ritirò a vita monastica intorno ai 18 anni. Acest drum nu-l putem face de unii singuri, altfel ne pierdem. Acest drum trebuie să-l facem împreună cu niște ghizi experți, care sunt părinții duhovnicești. Acest fapt este amintit și subliniat de toți părinții și chiar de Sfântul Grigorie Palama, așa cum îl descrie în niște rânduri din studiul său ascetic, care vorbește despre experiența lui din Sfântul Munte ca tânăr monah, pentru că a venit în Sfântul Munte ca pentru a deveni monah înainte de vârsta de 20 de ani. Una fonte molto importante sull'ascesi e sulla trasformazione interiore è proprio un testo di un santo romeno antico, che è San Giovanni Cassiano, che nel suo libro che si intitola Conferenze ai monaci raccoglie in una specie di interviste antiche gli insegnamenti dei padri del deserto che egli stesso era andato a interrogare, a intervistare da giovane monaco nel deserto di Scete. E San Giovanni Cassiano distingue e classifica le malattie dell'anima proprio a seconda dell'organo spirituale che queste malattie coinvolgono, secondo anche quelle che erano le sapienze dell'epoca, le conoscenze dell'epoca. Un izvor foarte important despre asceză și transformare interioară este un text al unui sfânt român foarte vechi, Sfântul Ioan Casian, care în cartea lui Convorbiri duhovnicești, care sunt un fel de interviuri în timpurile vechi, prezintă învățătura ale părinților deșertului, părinți la care el însuși a mers ca să vorbească cu ei, să ceară un sfat, pentru că era un tânăr monac în pustia schitică. Și Sfântul Ioan Casian, în aceste convorbiri duhovnicești, distinge și clasifică bolile sufletești în funcție de organul duhovnicesc corespunzător în om pe care îl lovesc. Per entrare più nel dettaglio possiamo considerare ad esempio le triadi di San Gregorio Palamas. Non è l'unica opera che parla di questo, ma è l'opera in cui la tradizione esicasta e filocalica in certo qual modo viene raccolta e viene poi anche ufficializzata nella Chiesa ortodossa con due concili di Costantinopoli, uno nel 1347 e uno nel 1351. Ca să aprofundăm un pic, trebuie să luăm în considerare și triadele Sfântului Grigorie Palama. O lucrare în care este adunată întreaga tradiție isihastică și filocalică, care a fost mai apoi oficializată în toată Biserica Ortodoxă
prin două sinoade care au avut loc la Constantinopol în a doua jumătate a secolului al XIV-lea. Per San Gregorio Palamas, una prima fase dell'ascesi è quella proprio di realizzare dentro di sé un centro di pura osservazione interiore. Bisogna fare attenzione a se stessi, a quello che emerge nella propria interiorità in ogni istante, in ogni momento dell'esistenza. Pentru Sfântul Grigorie Palama, prima fază a ascezei, a nevoinței, este aceea de a realiza, de a ajunge să avem o observație continuă a ceea ce se petrece în lăuntrul nostru. Trebuie să fim atenți cu noi înșine. Trebuie să fim atenți la ceea ce se naște în inima noastră în fiecare clipă din viața noastră, în fiecare zi. In uno scritto breve, che dura circa tre capitoli, ma molto intenso, che si intitola La preghiera e la purezza del cuore, San Gregorio Palamas sottolinea che nella Santa Scrittura, più che l'espressione pagana delfica del conosci te stesso, to conosci safton in greco, è presente un'altra espressione, si riferisce al testo greco dei 70, che è safton proseche, cioè fa attenzione a te stesso, bada a te stesso. Proprio perché è richiesta la nipsis, o nepsis come la conosciamo anche noi, cioè la vigilanza e la sobrietà del cuore come missione interiore della scelta. În scrierea intitulată despre rugăciune și curăția inimii, Sfântul Grigorie Palama subliniază că în Sfânta Scriptură, mai mult decât expresia păgână delfică, cunoaște-te pe tine însuți, este prezentă expresia safton prosehe, adică fii atent la tine însuți, ia aminte la tine însuți. Mai ales pentru că este necesară ceea ce noi numim nepsis, adică vigilanța, trezvia, atenția, atenția minții în inimă ca misiune interioară a ascetului. E anche San Gregorio Palamas ribadisce l'importanza della guida spirituale, l'importanza del maestro, del padre spirituale, che per noi che viviamo in realtà, diciamo, per la maggior parte di noi viviamo in realtà non monastiche nel secolo, in realtà parrocchiali nella Chiesa, entra in gioco in questo caso il mistero fondamentale della confessione, soprattutto come analisi e attenzione di ciò che emerge nell'interiorità. Lucrul despre care vorbește Sfântul Grigorie Palama, inițial se referă la aseliniștii în propriul sine, cu noi, a ne liniști în noi înșine, a ne concentra asupra noastră înșine, în rugăciune, mai ales asupra celei monologice, ceea ce noi numim Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Dar pentru noi, care trăim în orașe, în această cotidianitate, liniștirea și solitudinea nu înseamnă, nu ne privează de necesitatea unei ghidări. Vorbim aici despre povățuirea duhovnicească și aici intră la mijloc al treilea mijloc de lucrare duhovnicească asupra noastră înșine, și anume taina spovedanii, taina mărturisirii gândurilor și a păcatelor. Quindi la confessione si presenta proprio come una guida spirituale, una radiografia dell'anima, per cui non basta fare un elenco dei peccati, una confessione formale, ma è necessario vivere la confessione,
viverla come riconoscimento di ciò che vediamo emergere di negativo dentro di noi. E solo in questo modo la confessione può essere terapeutica. Spovedania sau mărturisirea este deci mai ales o, și trebuie să fie o analiză. O analiză izvorâtă dintr-o atenție asupra lucrurilor care apar în noi înșine, în interior. Iar povățuirea duhovnicească este ca o radiografie a sufletului. Nu ajunge, nu este suficient numai să facem, să înșirăm păcatele, să facem adică o mărturisire formală. Este necesar să trăim în lăuntru mărturisirea ca o recunoaștere a lucrurilor negative care se întâmplă în lăuntru nostru. Numai așa mărturisirea are un rol și un rost vindecător. La seconda fase della, dell'ascesi, dopo, un, dopo appunto la, la costruzione e realizzazione di un punto di osservazione di noi stessi, consiste per San Gregorio Palamas, possiamo dire, nel chiederci il perché di ciò che sentiamo, il perché di ogni idea, di ogni pensiero, di ogni immagine, chiederci cioè a cosa puntano i nostri pensieri, dove vogliono portarci, quindi dare un nome a ciò che emerge dentro di noi. Bisogna nominare gli animali più o meno feroci che riconosciamo dentro noi stessi. Per combattere l'avversario, infatti, è necessario riconoscerlo, è necessario nominarlo. Su questo, ad esempio, scrive anche Sant'Elia il Solitario nella Filocalia. A doua parte a nevoinței, a ascezei creștine, consistă, conform Sfântului Gregorie Palama, în a ne întreba De ce se întâmplă aceste lucruri în lăuntru nostru? De ce această idee? De unde acest gând? De ce și de unde această imagine? Trebuie să ne întrebăm încotro se îndreaptă gândurile noastre. Unde vor să ne ducă gândurile noastre? Pentru aceea trebuie să dăm un nume a tot ceea ce se întâmplă în lăuntru nostru. Trebuie să numim toate acele fiare, mai mult sau mai puțin feroce, pe care le recunoaștem în lăuntru nostru. Pentru că, ca să putem lupta împotriva dușmanului, trebuie să le recunoaștem și să-l individuăm, să-l numim. Asupra acestui lucru insistă foarte multe texte de filocalice, între care și cel al Sfântului Ilie, Isihastul din Filocalie, Isaia Pusnicul. Nel testo sulla preghiera e sulla purezza del cuore, San Gregorio Palamas scrive che la virtù fondamentale del cammino ascetico è l'umiltà. Cioè, scrive, bisogna abbandonare ogni arroganza, ogni presunzione che ci viene dal nostro ego, dal nostro io, che è il primo nemico a volte, perché vuole negare i nostri difetti. Umiltà per San Gregorio Palamas significa proprio non mentire innanzitutto a se stessi e poi agli altri sul proprio stato interiore, non nascondersi. Questo è la base. In textul care privește rugăciunea și curăția inimii, Sfântul Grigorie Palama scrie că virtutea fundamentală în drumul de nevoință, în lucrarea de nevoință ascetică, este smerenia. Adică a abandona orice mândrie care provine din propriul nostru ego, din propriul nostru eu. Eu și mândrie care este primul dușman în lupta noastră interioară. Este primul dușman care are ca scop să ne ascundă propriile noastre defecte. În schimb, smerenie pentru Sfântul Grigorie Palama înseamnă să nu ne mințim pe noi înșine și să nu-i mințim pe alții în ceea ce privește propria noastră realitate duhovnicească interioară. Să nu ne ascundem. Să nu ne ascundem în spatele măcar a lucrurilor bune pe care le putem face,
și să ne ascundem, încercăm să uităm răul pe care încă îl avem în noi și care locuiește întru noi. E terzo punto dell'ascesi, se, dice San Gregorio Palamas, se continuiamo con questa vigilanza interiore su noi stessi, questo esercizio di osservazione, di conoscenza, arriveremo con pazienza, anche con il tempo necessario, più o meno lungo, a quel punto della nostra psiche, a quel punto della nostra anima, in cui nascono tutte le immagini, i pensieri, le idee, e scopriremo quindi le cause dei nostri pensieri. În al treilea rând, dacă facem această asceză, acest exercițiu de a ne observa pe noi înșine și a ne cunoaște pe noi înșine în interior, trebuie făcut cu multă răbdare. Va trebui să treacă mult timp până când sufletul nostru, în care vin create toate aceste chipuri, gânduri și idei, vor fi descoperite. Atunci vom descoperi cauza propriilor noastre gânduri. Così riusciremo a intervenire nella creazione dei nostri pensieri e riusciremo a dominarli, a controllarli, a dirigerli e a interromperli addirittura, dice San Gregorio Palamas. E infatti, ad esempio, Sant'Elia Esicasta, sempre nella Filocalia, dice che anche l'odio è importante, non va perso, perché può essere usato contro l'avversario spirituale. Così potremo essere noi stessi, questo ricorre molto nella filocalia, potremmo essere noi stessi a dirigere la nostra interiorità e non a subirla. Și dacă vom descoperi cauza propriilor noastre, originea propriilor noastre gânduri, vom reuși să intervenim în alcătuirea propriilor noastre gânduri și vom reuși să le dominăm și chiar să le controlăm, ba chiar să le îndreptăm sau să le întrerupem. Sfântul Ilie Pusnicul spune că chiar și mânia este importantă dacă vine folosită împotriva dușmanului nostru duhovnicesc. Așa că vom putea în acest fel să îndreptăm puterile noastre duhovnicești spre rănirea adversarului și nu ne folosindu-le să fim răniți noi de el. E questo è il significato simbolico anche di molte icone che abbiamo nelle nostre case, se ci pensiamo. San Serafino di Sarov che addomestica l'orso, San Gerasimo che addomestica il leone. E, al di là del fatto storico, del rapporto di San Serafino di Sarov e di San Gerasimo con questi animali, hanno anche un significato simbolico, cioè questi santi hanno addomesticato gli orsi e i leoni feroci che come in tutti noi si agitavano anche nella loro anima. Acesta este de altfel, dacă stăm să ne gândim bine, semnificatul simbolic al tuturor acelor icoane pe care mulți din noi le avem în casele noastre. De exemplu, Sfântul Serafim de Sarov, care îmblânzește ursul. Sfântul Gerasim de la Iordan, care îmblânzește leul. Acești sfinți au putut să realizeze acest lucru pentru că mai înainte au reușit să îmblânzească în lăuntru lor proprii urși, proprii lei ai patimilor din lăuntru. E questa quindi è la missione della bellezza interiore a cui siamo chiamati come ortodossi, ovunque ci troviamo. Infatti, secondo l'ideale di bellezza, diciamo, l'ideale di bellezza interiore dell'ortodossia, della filocalia, il forte non è colui che si abbandona alle sue passioni e che manifesta le sue passioni. Il vero forte è quell'uomo e quella donna che riescono a domare e a dirigere le proprie passioni, proprio come fa un domatore di animali feroci. Aceasta este misiunea. Misiunea frumuseții interioare la care suntem chemați ca și ortodoxi, oriunde ne-am găsit. Potrivit acestui ideal,
de frumusețe interioară al ortodoxiei, puternic este nu acela care se abandonează propriilor patimi și le manifestă. Puternic cu adevărat este acel om sau femeie care reușesc să-și îmblânzească și să-și îndrepte propriile patimi. Exact așa cum face un îmblânzitor de animale feroce, un animale sălbatice, un îmblânzitor de animale sălbatice. Il fine di questa missione quindi è diventare noi stessi divini, cioè riscoprire la nostra antica natura divina sepolta sotto i nostri errori. Infatti il fine del cristianesimo per i padri è la divinizzazione dell'uomo, la theosis. Molti padri della Chiesa riassumono questa missione con una formula che forse abbiamo sentito forse spesso in Chiesa, cioè Dio si è fatto uomo affinché l'uomo divenga Dio. È una frase che si attribuisce soprattutto a Sant'Atanasio di Alessandria, ma che possiamo in fin dei conti trovare in molti padri della Chiesa, da Sant'Ireneo di Lione a San Gregorio il Teologo, San Gregorio di Nissa, San Basilio, San Cirillo di Alessandria e altri. Scopul acestui esercizio cu noi înșine, scopul acestei lupte cu noi înșine, este aceea de a deveni noi înșine dumnezeiști, Dumnezei, după har. Adică de a redescoperi în noi acea veche natură dumnezeiască, care actualmente este îngropată în inimile noastre. Pentru că scopul creștinismului după Sfinții Părinți este chiar îndumnezeirea omului. Foarte mulți părinți ai bisericii exprimă acest lucru într-o frază foarte scurtă. Dumnezeu s-a făcut om ca pe om să-l facă Dumnezeu. Citim acest lucru și la Sfântul Atanasie de Alexandria, și la Sfântul Ireneu de Lion, și la Sfântul Grigorie Teologul, și la Sfântul Vasile cel Mare, și la Sfântul Grigorie de Nisa sau la Sfântul Chiril de Alexandria. Quindi questa è la bellezza dell'ortodossia, la bellezza dell'ortodossia che io stesso ho trovato nell'ortodossia andando oltre quella che era la bellezza simbolica dell'arte ortodossa e questa è la missione della bellezza nella Chiesa ortodossa. E quindi per concludere potrei concludere ancora una volta citando il romanzo L'idiota di Dostoevsky, in cui leggiamo che con questa bellezza si può davvero rovesciare il mondo. Aceasta este frumusețea care m-a cucerit și pe mine și acea frumusețe care m-a schimbat și pe mine, dincolo de acea frumusețe exterioară care m-a lovit la început. Și ca să închidem, voi conclude tot cu acel citat din romanul Idiotul al lui Dostoevski, spunând că numai această frumusețe va putea mântui, va putea schimba fața pământului. Mulțumim domnului Rafaele Guerra, mulțumim părintelui Protosinghel Nicodim pentru traducere și mulțumim tuturor celor care au intrat în direct în această seară. Părintele Ioan Lupoștean dorește să intre în direct și să facă o întrebare, să adreseze o întrebare conferențiarului nostru. Părinte Ioan, vă rugăm. Raffaele, la prima volta quando ho sentito il tuo nome ho cercato un attimo su Google e ho trovato diverse conferenze. Una delle conferenze, fatta nel 2018 se non mi sbaglio, parlava della maschera e il cuore, sempre nell'ambito di Grigorio Palamà. Ci puoi dire qualcosa su questa conferenza e ci puoi dare, perché oggi dobbiamo portare delle maschere
potremmo trovare qualche similitudine? Părinte Nicodim, dacă se poate face traducere pentru... Dacă nu o fac tot eu. Da, Părinte Ioan. Poate e mai bine că-ți cunoști propriile gânduri. Vorbeam despre o conferință făcută de domnul Rafaele Guera în anul 2018 despre mască și inimă în Grigore Palama. Vreau să-l întreb dacă ne-ar putea dezvolta această temă și în special că acum suntem chemați să purtăm o altfel de mască și dacă sunt niște similitudini în aceste concepte și perioada în care trăim. Ringrazio il padre Ioan per la domanda. E, sì, è una domanda centrale in tutto questo, negli argomenti di cui ho parlato. Infatti sì, si tratta di una conferenza che forse è stata proprio all'Accademia di Romania, se non sbaglio, se ricordo. E, sì, la maschera e il cuore si riferivano a due immagini che San Gregorio Palamas utilizza nelle... diciamo in tutte le sue opere, nelle triadi, ma mi pare anche nel testo sulla preghiera e la purezza del cuore, indicando appunto con maschera proprio la nostra personalità esteriore, la maschera che indossiamo nella società, il ruolo che ci ritagliamo e tutta la, in qualche modo, tutta la, un po' la falsità di cui dobbiamo ricoprirci e l'inautenticità soprattutto. Appunto è una maschera e come una maschera viene posta sul nostro vero volto. Il nostro vero volto che è un volto in realtà più luminoso di questa maschera che a volte può essere oscura. E, un vero volto che forse è illuminato dal cuore. Ecco, il cuore è inteso proprio come centro dell'essere nei padri e in San Gregorio Palamas. Il cuore non solo come organo biologico ma come organo di una fisiologia spirituale. E il cuore è il centro dell'anima, il centro dei pensieri, delle esperienze, dei sentimenti, è la sede dell'intelletto e quindi il contrasto fra la maschera e il cuore è il fatto che è l'invito proprio, ancora una volta un invito, una missione, un compito a spogliarci delle maschere che siamo costretti a indossare per avere appunto una maggiore attenzione al cuore, cioè alla nostra interiorità, a quello che succede dentro di noi. E questo è molto importante. Raffaele, non vorrei interromperti, ma sì. Noi stiamo trasmettendo anche al pubblico rumeno che non capisce niente l'italiano. E non credo che padre Nicodem potrebbe riprendere tutto ciò che hai detto fino adesso. Scusatemi. E trasmettere in lingua rumena tutto ciò che hai trasmesso a te. Noi capiamo tutto, ma c'è la gente che non credo che capisce tutto. Certo. Per questo sarebbe bello di continuare nella stessa maniera con la traduzione da parte di padre Nicodim. Certo. Grazie. Chiedo scusa per il mio intervento, ma non vorrei lasciare i nostri telespettatori, ascoltatori, senza capire. Certo, grazie. Certo. Am spus că, iubiți frați, am spus pentru cei care nu înțeleg limba italiană, am spus că totuși e bine să continuăm în aceeași idee. În aceeași idee ca părintele Nicodim să traducă ceea ce domnul Rafaele Guera ne spune, ne transmite. Adică și răspunsurile trebuiesc traduse. Iertați intervenția și vă rog, părinte preacuvioase, vă rog.
Raffaele se poi ribadire per poter trasmettere Padre Nicodim quello che trasmetti te, quello che dici te. Certo, sì, la questione della maschera e del cuore è appunto il contrasto fra la personalità che siamo, che costruiamo nella nostra vita sociale, una personalità esteriore, e il cuore, cioè l'interiorità, il centro della nostra anima. Well, raportul dintre mască și inimă, despre care întreba părintele Ioan Lupăștean, se referă la cele două realități pe care le avem în fiecare zi în lăuntru nostru, vorbind despre realitatea noastră interioară, care este inima, partea noastră nevăzută, și acel aspect văzut pe care îl afișăm în exterior și pe care, în acest sens, îl putem numi mască. E quindi si tratta di un invito a soprattutto a spogliarci delle maschere non autentiche che ci costruiamo nella vita, nel mondo, e quindi a entrare con una maggiore attenzione dentro di noi. Scopul nostru este taman acela de a încerca să eliminăm toate acele măști exterioare pe care fiecare din noi ni le punem în fiecare zi. Să lepădăm toate aceste măști pentru ca să ne putem apropia zilnic de realitățile, de persoanele, mai ales de persoanele cu care ne confruntăm, cu o inimă curată, cu un interior deschis. Si tratta di un linguaggio, di un'immagine che troviamo nelle triadi di San Gregorio Palamas, ma se non erro anche nel breve testo, nei tre capitoli sulla purezza, sulla preghiera e la purezza del cuore. Vorbim aici despre niște imagini cuprinse în cuvintele Sfântului Grigorie Palamad, în cele trei capete, despre rugăciune și despre curăția inimii. Il concetto quindi richiama ancora una volta quello che è il nostro ego, il nostro io, la nostra personalità esteriore, appunto la maschera, che a volte entra in contrasto però con quello che sentiamo, con quello che forse vogliamo più nel profondo di noi stessi, o che dovremmo voler avere nella nostra vocazione cristiana. Vorbim aici despre problema acestor măști pe care propriul nostru egoism, așa cum am spus, le proiectează în afara noastră, care de cele mai multe ori sunt false, pentru că nu reprezintă adevăratul nostru eu interior, adevărata cugetare a inimii. Si tratta di una metafora, di un simbolo che ho ripreso in quel caso, perché mi sembra anche molto attuale, soprattutto se lo pensiamo nella nostra società, che è una società che tende alla distrazione continua, a voler distrarre, quindi a volerci sempre proiettare verso l'esterno per non farci mai rimanere da soli con noi stessi. Am preluat această imagistică între mască și inimă tocmai pentru că mi se pare o problematică contemporană nouă, pentru că societatea exact spre asta ne împinge, să nu ne observăm propriul sine și să proiectăm în afara noastră lucruri care nu sunt adevărate. Ad esempio può essere attuale proprio in questo tempo in cui noi siamo stati un po' costretti a restare a casa. Să luăm în discuție chiar acest timp în care toți am fost obligați să rămânem acasă.
E quindi in un certo qual modo potremmo proprio interpretare questo come un'occasione appunto per rimanere un po' da soli con noi stessi, per pensare a quello che succede dentro noi stessi, magari allontanandoci un po' dalle maschere, dalle proiezioni continue verso l'esterno. Să ne folosim de acest prilej ca să zăbovim mai mult cu noi înșine în interior și să nu ne mai proiectăm în exterior, să ne mai legăm de toate acele lucruri care ne vin din exterior și spre care inima noastră, de care inima noastră. Grazie, grazie Raffaele, grazie a voi. Mulțumesc. Acum o altă întrebare, o întrebare mai mult, să zicem, dorință decât întrebare, un desiderio da parte di un italiano, un mio amico, un mio caro amico, che sta chiedendo, un prieten nu foarte bun, întreabă. Buonasera professore, complimenti per l'iniziativa. In sintesi, domando quali testi in italiano consiglierebbe per approfondire questi argomenti. Grazie. În românește, prietenul meu dorește să știe care texte le consiliază domnul Raffaele Guerra pentru a aprofunda argumentele acestea, care texte din Sfinții Părinți, bineînțeles, sau texte ortodoxe. Raffaele, prego. Grazie. In italiano ci sono tante cose ormai tradotte anche della letteratura ortodossa e anche della letteratura patristica. E sicuramente come testo patristico, anche che io ho citato, c'è in italiano le conferenze ai monaci di San Giovanni Cassiano. Ca discurs, ca și izvor fundamental pentru toate cele pe care despre care am vorbit aici, recomand cu căldură convorbirile duhovnicești ale Sfântului Ioan Casian. Poi sicuramente c'è la traduzione della Filocalia, ce n'è anche una, ce n'è anche delle traduzioni più brevi di quella in più volumi, traduzioni della Filocalia e quindi anche anche di San Gregorio Palamas. Apoi, în special, Filocalia, fie traducerile complete pe larg, fie cele mai scurte, extrapolate din scrierile filocalice. E poi forse per avere un'introduzione più generale ai temi, anche contemporanea, ci sono ad esempio due libri tradotti in italiano del teologo francese Jean-Claude Larcher. Apoi, ca introducere în aceste argumente, avem două cărți ale binecunoscutului teolog francez Jean-Claude Larcher. Che sono i due testi, uno sulle malattie spirituali e l'altro testo invece è quello sull'inconscio spirituale, che richiama anche temi della psicanalisi, della psicoterapia contemporanea, tra l'altro. Prima carte care vorbește despre patimile sufletești și a doua despre inconștientul spiritual. L'inconscient spiritual, nu? Mulțumim! Așa cum de fiecare dată, în fiecare seară, la fiecare conferință, am avut bucuria de a avea în mijlocul nostru pe preasfințitul episcop Siluan al Ungariei, iată că și în seara aceasta, Vlădica Siluan este cu noi. Și cum de fiecare dată Vlădica Siluan a intervenit, în primul rând salutând și binecuvântând prin prezența și prin cuvântul Preasfinției sale întâlnirile noastre, și în această seară Preasfințitul Episcop Siluan dorește să
intre în direct cu noi, să ne dea cuvânt de îmbrățișare, de îmbărbătare, de binecuvântare, dar în același timp să și adreseze o întrebare conferențiarului nostru, domnului Rafaele Guerra. Preasfinția voastră, blagosloviți, sărutăm dreapta, vă rugăm. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Voiam în primul rând să-l felicit pe domnul profesor Rafaele Guerra, care am văzut din prezentarea Sfinției voastre de ieri că este și foarte titrat și cu multe studii, dar în același timp este și foarte tânăr. Părinte Nicodim. Nu zicea că traduce doamna? Sau? Știu. Ah, perfect. Da, Rafael, eu am înțeles. Da. Ați înțeles. Înțelegi și românește? Da, înțeleg. Am învățat puțin. Felicitări. Voiam să îl felicit și pe părintele Nicodim pentru traducere. Mi se pare, știu într-o oarecare măsură italiana, e o limbă frumoasă, ne sună plăcut la ureche, mai ales nouă românilor, chiar dacă nu trăim acolo în Italia, atunci pot vorbi într-una, nu mai trebuiește traducere, e în regulă? Da. E în regulă. Deci vreau să vă spun că italiana este foarte frumoasă. Am impresia că atât dumneavoastră cât și părintele Nicodim, dacă am înțeles, cred că știți și greacă, și ceva greacă, v-am auzit din felul cum pronunțați numele și din termenii pe care i-ați utilizat în expunerea dumneavoastră. Bineînțeles, în primul rând, vreau să vă felicit pentru stilul foarte degajat și frumos, profund, patristic și teologic în care ne-ați vorbit. Și două chestiuni aș vrea să vă transmit, să vă pun la suflet și, bineînțeles, să vă întreb. În primul rând, cred că este foarte important sau e important pentru mine, poate și pentru alții, să aflăm cum dumneavoastră, un tânăr italian din Biserica Catolică sau probabil născut în credința catolică, ați descoperit ortodoxia și v-ați convertit și nu la o simplă ortodoxie obișnuită în sensul participare la biserică, ci chiar mai profundă de studierea sfinților părinți și de însușire a ei chiar la nivel teologic înalt printr-un doctorat. Și în al doilea rând, în cuvântul dumneavoastră, a spus cât de importantă este asceza pentru a aprofunda legătura noastră personală cu Dumnezeu. Cum se poate face și poate și din proprie experiență și din ce ați citit și din ce ați văzut, cum ar putea oamenii în general, creștini în general și mai ales tinerii, nu doar să audă despre asceză, ci și să vrea să însușească această asceză ca să sporească duhovnicește și în cunoașterea lui Dumnezeu și teologic și cam în ce ar consta ea mai concret. Mulțumesc! Mulțumesc preasfințitului episcop Siluan pentru întrebare. Da, eu vorbesc în limba italiană încă, pentru că este mai ușor pentru mine. Bine, dar înțelegeți, asta e important, ați înțeles tot. Da. Asta e important. E, quindi, dunque, per la prima domanda che riguarda il mio percorso, la mia conversione alla ortodossia. In ceea ce privește prima întrebare referitoare la propria mea convertire la ortodossia. Sì, io provenivo dalla Chiesa Cattolica, dal Cristianesimo Cattolico. Provin din cadrul Bisericii Catolice, din creștinismul catolic. Sicuramente nella Chiesa Cattolica avevo ricevuto un'educazione religiosa ben stabile. În cadrul căreia am primit o educație creștinească foarte stabilă. Però ci sono state delle questioni che hanno riguardato, diciamo, questioni personali e domande personali sull'esistenza che mi hanno portato a uscire per la mia ricerca, uscire dal cattolicesimo per la mia ricerca. Dar au fost și anumite căutări lăuntrice, niște nelămuriri lăuntrice pentru care am căutat răspuns în afară Bisericii Catolice.
Sicuramente ha giocato molto il fatto che fossi uno studente di filosofia, e questo ha aiutato sicuramente molto l'approfondimento della ricerca. În acest parcurs al meu, cu siguranță m-a ajutat foarte mult faptul că am studiat filozofia. M-a ajutat foarte mult în căutările mele. L'inizio della mia ricerca è stato, diciamo, fuori dalla Chiesa Cattolica e anche, diciamo, fuori dalla fede cristiana all'inizio della ricerca. Primele mele căutări au fost în afara Bisericii Catolice, dar și chiar și în afara sferei creștine. Però restava sempre in me un profondo pilastro cristiano, un profondo radicamento nel cristianesimo, nella fede cristiana, che era impossibile da estirpare. Dar mereu a rămas înaintea mea o puternică piatră de temelie creștină, un stâl de credință care nu a putut fi smuls de acolo. Ho conosciuto la Chiesa Ortodossa in questa ricerca, soprattutto durante alcuni viaggi di vacanza all'estero, in estate con gli amici, semplici viaggi di vacanza con amici, però in cui ho avuto modo di entrare nelle Chiese Ortodosse, vedere la liturgia, conoscere le persone. Totul a început cu vizite în perioada vacanțelor pe care le făceam cu prietenii mei în anumite biserici ortodoxe pe care le-am întâlnit. E poi ho incontrato sicuramente l'ortodossia in Italia, la testimonianza degli ortodossi in Italia e ho intrapreso un cammino stabile nella Chiesa ortodossa. Apoi am luat cunoștință cu realitatea ortodoxă chiar din Italia și așa a început parcursul meu formativ în cadrul Bisericii Ortodoxe. E sicuramente insieme alla conversione religiosa c'è stata anche una conversione degli studi, proprio perché ero uno studente di filosofia. Și odată cu aceasta a avut loc și o conversie a propriilor mele studii, care au trecut de la studii filozofice la studii despre credință. E quindi una conversione degli studi filosofici dalla filosofia a cui mi dedicavo prima, che studiavo prima, la filosofia soprattutto patristica e bizantina. A fost o conversiune, o schimbare, o trecere de la filozofia pe care o studiam la filozofia duhovnicească, patristică, filocalică. E questo è andato avanti fino alla possibilità di poter costruire anche un dottorato di ricerca nella Università Italiana su San Gregorio Palamas, è un dottorato che poi in realtà si è svolto anche in collaborazione con l'Institut Catholique a Parigi. Studiile mele au culminat cu un studiu de doctorat asupra Sfântului Grigorie Palama, studiu făcut în colaborare cu un institut din Paris. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, quindi quella riguardante l'ascesi e come si può vivere nel mondo contemporaneo. În ceea ce privește a doua întrebare, cea legată despre asceză și despre cum putem trăi ascetic în lumea în care trăim astăzi. Sicuramente è un percorso difficile e forse è un percorso ancora più difficile rispetto al passato. Cu siguranță, este un drum dificil și un drum mult mai dificil decât a fost în trecut. E questo perché la società, diciamo, le società occidentali, proprio da un punto di vista antropologico in cui noi viviamo, hanno in qualche modo escluso dal loro orizzonte la concentrazione interiore. Și asta tocmai datorită faptului că formarea antropologică a învățământului occidental a scos din ea accentul pus spre întoarcerea spre sine, spre căutarea lumii lăuntrice interioare.
Quindi viviamo in una società in fondo del divertimento, della distrazione, e quindi appunto, come ho detto anche prima, dell'andare fuori continuamente, del distrarsi e del mai concentrarsi. Trăim până la urmă într-o societate care cultivă și îndeamnă mai ales la distracție, adică la opusul interiorizării, la ieșire în exterior. Però sicuramente è possibile per tutti gli uomini, deve essere possibile per tutti gli uomini nella Chiesa ortodossa, intraprendere il cammino ascetico con la guida dei padri spirituali e dei loro parroci. Dar este posibil și este imperativ să începem sau să continuăm acest drum ascetic sub povața povățuitorilor noștri duhovnicești, duhovnicii din fiecare oraș și parohie. Quindi è possibile sicuramente continuare a riflettere su noi stessi, a continuare nel percorso della preghiera e a continuare nell'ascesi secondo tutti quegli strumenti che nella Chiesa ci vengono offerti per farlo e sono ancora tutti pieni e viventi. Trebuie să continuăm această lucrare lăuntrică de întoarcere în noi înșine, de a lucra asupra noastră înșine cu toate metodele pe care tradiția noastră duhovnicească ni le pune la îndemână, mai ales trezvia și rugăciunea. Este o legătură directă și între studiu și rugăciunea lui Isus. Poate ajuta studiul să te îndemne spre mai multă rugăciune sub forma aceasta isihastă, pentru că asceza, în fond, este într-o lume foarte, la locul ei foarte firească, într-o lume isihastă. Ajută studiul sau trebuie separat să te pornești pentru aceea? Si può fare. Sì, sicuramente lo studio e la preghiera possono andare insieme e devono andare insieme. Cu siguranță, studiul și rugăciunea pot merge împreună și trebuie să meargă împreună. Per avere uno studio illuminato e non uno studio secolarizzato. Și asta pentru ca să avem cu adevărat un studiu duhovnicesc, luminat, nu un studiu secularizat, lumesc. Anche San Gregorio Palamas su questo ha insistito molto nelle parti delle triadi che riguardano proprio la conoscenza, la sapienza, quindi la sapienza secolare, la sapienza. Quella della filosofia del secolo è la sapienza illuminata dallo spirito. Și Sfântul Grigorie Palama, în capetele, în cele trei capete despre cunoaștere, vorbește despre cele două tipuri de cunoaștere, despre cunoașterea lumească și despre acea cunoaștere duhovnicească, despre acea înțelepciune duhovnicească care izvorăște care este cuvântul lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu. Aș vrea doar atât să mai spun, părintele Dumitru Stăniloae, unul dintre cei mai mari teologi ai noștri, cel puțin în domeniul scrierilor teologice, chiar dacă în viața sa, în timpul studiilor, în timpul cât a profesat ca profesor, poate nu întotdeauna a fost astfel recunoscut de către colegii săi, dar prin scrierile sale, în orice caz, chiar și în lumea greacă și în lumea românească, este recunoscut drept unul dintre cei mai mari teologi. Părintele Dumitru Stăniloae, cred că a făcut prima sa lucrare importantă despre Sfântul Grigorie Palama, așa că vă doresc și dumneavoastră care ați descoperit Ortodoxia, care l-ați cunoscut și ați făcut o lucrare de doctorat în Sfântul Grigorie Palama, să îi urmați și să deveniți din Italia un mărturisitor al credinței ortodoxe și, bineînțeles, de ce nu și un teolog care să le vorbiți și altora, la fel ca și Părintele Stăniloae, despre biserică și despre tradiția ortodoxă. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc, mulțumim pentru sfințitul lui. Mulțumesc și eu!
Mulțumim, preasfinția voastră, cu multă și plăcere. Pentru că întrebările se adună, mai adresăm o întrebare. Rafaele, dacă fac întrebarea în românește, înțelegi? Da. Este și soția acolo și dacă e vreun cuvânt care îți este mai puțin cunoscut, te ajută soția să înțelegi. Da, sigur. Foarte des, convertiții la ortodoxie se găsesc în situația de a se confrunta cu alți convertiți care așează convertirea lor pe un extremism religios, predicând perfecțiunea și judecând chiar pe ortodoxii care sunt ortodoxi de la nașterea lor, chiar din nașterea lor. Pe de altă parte, foarte des se găsesc, se află, se aud judecăți de asemenea între biserici ortodoxe surori. Cum putem afronta, cum putem să primim și să discernem această situație, cum putem să înfruntăm această situație, dar cu discernământ, ce putem face pentru a-i ajuta pe convertiți în drumul lor de convertire însuși, dacă am tradus bine. Te la faccio in italiano. Molto sì. Spesso i convertiti all'ortodossia si trovano ad affrontare altri convertiti che affrontano la loro conversione con estremismo religioso, predicando la perfezione e giudicando gli stessi ortodossi dalla nascita. Inoltre, molto spesso ci si trova a sentire giudizi anche tra le stesse chiese. Come possiamo affrontare con discernimento queste situazioni? Cosa può fare, cosa può aiutare un convertito nel suo percorso di conversione? Sì, ringrazio il padre per la domanda, infatti è una questione centrale delle conversioni in generale, anche delle conversioni all'ortodossia. Mulțumesc părintelui pentru întrebare. Este chiar o problemă centrală în ceea ce privește convertirile la ortodoxie. Sicuramente è necessario, secondo me, che qualsiasi persona che intraprende un cammino spirituale deve in primo luogo essere riconciliata con se stessa, con il proprio passato, con il proprio percorso, con il proprio percorso e con gli uomini in generale. Pentru mine un lucru fundamental pentru o persoană care vrea să se convertească este să fie împăcată cu sine însuși, cu trecutul său, cu lucrurile făcute și, în ultimul rând, cu oamenii din jur. E quindi sicuramente spesso, non sempre, ma spesso i convertiti hanno la tendenza a voler assolutizzare la loro scelta, a voler assolutizzare le ragioni della loro scelta. Da, este adevărat că convertiții au tendința asta de a absolutiza credința lor și propriile lor alegeri. Ma è necessario che queste persone si focalizzino su un percorso personale, appunto, un percorso di rinascita personale.
Este absolut necesar ca aceste persoane, în primul rând, să se concentreze pentru un drum, pentru pe un progres personal, duhovnicesc. E quindi devono in un certo qual modo essere aiutati a capire qual è il punto. Il punto non è quello di concentrarsi su sulla storia della Chiesa o sui o sulle formalizzazioni o su altro, ma il punto è in primo luogo concentrarsi su se stessi nel proprio e sul proprio cammino di fede. Poi viene il resto. Este foarte necesar ca să fie cineva care să le povățuiască nu neapărat spre un studiu exterior istoric al credinței, ci la o luptă interioară de cunoaștere, de cunoaștere de sine. Perché in questo modo, con un approccio spirituale alla fede, e non un approccio bellicoso, esteriore, ma con un vero approccio spirituale alla fede, si evitano anche gli errori dell'estremismo, del fanatismo, che in fondo sono dipendono da interpretazioni esteriorizzate della fede. Pentru a se evita toate aceste lupte exterioare de a demonstra ceva celor din jur, trebuie ca această apropiere a convertitului față de credință să se facă la un nivel personal de progres interior, de proprie sporire a cunoștințelor despre credință. Spero di essere stato di aiuto. Di sicuro. Io spero che am tradus cât de cât. Cu siguranță, lucrarea este făcută cum se cuvine. Di certo che il lavoro è stato fatto molto bene. Un'altra domanda. Professore, un'altra domanda. La faccio prima in italiano e poi la traduco. Va bene, grazie. Buonasera. Professore, le volevo chiedere il nome di un libro. Avendo un figlio cattolico che da piccolo era interessato alla fede, ma all'età di 13 anni è diventato ateo. Grazie mille. E faccio la traduzione. Professore, aș dori să-mi transmite, să-mi spuneți titlul unei cărți, aș spune eu, edificatoare sau ajutătoare, necesar unui tânăr, astăzi tânărul este student, care din mic era interesat de fenomenul credinței, dar la 13 ani a devenit ateu. Il ragazzo adesso è studente. È passato un po' di tempo da quella età di 13 anni. Ok. Prego. Sì, ma in primo luogo non bisogna mai disperare, nel senso perché in fondo è stata in parte anche un po' la mia esperienza personale, quindi posso capire il percorso. În primul rând trebuie să deznădăjduiască, pentru că asta s-a întâmplat și la începutul propriului meu drum. In fondo, spesso quando si lascia la fede e ci si professa atei, significa soltanto che si vuole approfondire forse la conoscenza della fede, che si è alla ricerca. In fondo, atunci când cineva își reneagă credința și se declară ateu, nu înseamnă altceva decât că acea persoană are nevoie de o proprie aprofundare a credinței, de o aprofundare a propriei credințe. Quindi sicuramente forse vuol dire che questa persona cerca magari un significato più profondo di quello che ha già conosciuto. Cu siguranță această persoană vrea să descopere o semnificație mult mai profundă
decât ceea ce a cunoscut până acum. Sicuramente ci sono molti libri, anche in italiano, è difficile anche consigliarne uno in particolare, ma... Perché in italiano è difficile să recomandăm numai uno. Dar? Può essere ad esempio interessante leggere alcuni testi del teologo francese Olivier Clément. Da, s-ar putea citi câteva texte ale teologului francez Olivier Clément. E soprattutto è interessante l'autobiografia di Olivier Clément, che è tradotta anche in italiano. Mai ales autobiografia sa, care este tradusă deja în italian. E anche un testo che è proprio descrittivo della Chiesa Ortodossa. Este un text care descrie Biserica Ortodoxă. Che si intitola proprio la Chiesa Ortodossa, una cosa del genere. Se numește Biserica Ortodoxă sau ceva de genul acesta. Però in primo luogo, oltre ai libri, i libri a volte rimangono lettera morta. Însă cărțile este un pericol ca ele să rămână de multe ori litere moarte. È necessario, forse è necessario anche invitare questa persona, ma invitare un po', diciamo, le persone che sono alla ricerca a fare esperienza. A fare esperienza nella Chiesa, a vedere, a incontrare le persone che vivono nella Chiesa, che animano. Ar fi mult mai necesar pentru astfel de persoane decât să citească ceva ce se poate transforma în literă moartă, în a face o proprie experiență în biserică, cu persoane concrete, cu trăiri concrete. Proprio perché l'ortodossia bisogna vederla, bisogna viverla e in quel modo la si conosce davvero. Ortodossia se vede, ortodossia se trăiește. Numai în acest mod putem să o înțelegem cel mai bine. Grazie, grazie professore. È un po' difficile perché conosco bene il caso. È un po' difficile, ma non è impossibile. Difficile, dar non è impossibile. Un'altra domanda venuta adesso è fresca da una signora presbitera. La faccio in romeno e poi la traduco. Se la vuol tradurre, padre, perché... Eu la fac în romeno. Se capi și va bine. Doamne ajută! Vă rugăm să dați un sfat pentru adolescenții și tinerii nepsis din episcopia noastră, care uneori își pun întrebări existențiale despre apartenența lor la dreapta credință. Cum să trăiască autentic și fără îndoială ortodoxia, dând astfel mărturie prietenilor catolici și nu numai. Vă mulțumesc. Ai capit-o? Înțeles? Forse si può tradurre meglio. De la traduc. La preghiamo di dare un consiglio per i nostri adolescenti, i giovani nepsis del nostro vescovado, che talvolta si mettono delle domande esistenziali sull'appartenenza alla fede dritta, alla fede ortodossa. Come possono vivere in modo autentico e senza dubbio l'ortodossia, facendo dalla loro vita e dal loro credo o una mărturie, părinte. Testimonianță. Testimonianța, sărbuna. Una testimonianță vera ai loro amici catolici e non solo. La ringrazio. Grazie per la domanda. Sì, è una questione anche questa molto centrale nella società contemporanea.
Un fel de domandă, de întrebare. Și asta este o problemă fundamentală pentru convertirile din ziua de astăzi. Sicuramente, forse bisogna in primo luogo seguire quello che è proprio il dettato evangelico. Poate că cel mai bine este să urmăm de la bun început ceea ce este chiar sfatul Evangheliei. E cioè quello di essere il sale del mondo e la luce che brilla nel mondo. Fiți sarea pământului și fiți lumina lumii. E quindi sicuramente, come dire, essere pienamente coscienti nel profondo della propria fede e viverla. Fiți convinși în lăuntru vostru despre propria credință și trăiți-la. Questo perché la testimonianza è data dai fatti concreti più che dai discorsi astratti. Aceasta este adevărata mărturie, o mărturie bazată pe fapte și nu pe propriile idei și concepte sau cunoștințe. La testimonianza anche nei confronti dei propri amici cattolici e di altre fedi, avviene sicuramente senza conflitto, ma con la testimonianza proprio dei propri principi nella propria vita. Mărturisind propriile noastre principii prin propria noastră viață, nu riscăm să intrăm în conflict mărturisind credința noastră în fața prietenilor, cunoscuților noștri, de orice credință ar fi. E poi sicuramente spetta agli adulti con la conoscenza che hanno della tradizione della Chiesa ortodossa dare una risposta alle domande esistenziali dei più giovani, perché le domande sono sempre segno di vitalità, bisogna rispondere. A răspunde însă întrebărilor existențiale ale tinerilor, acesta este un lucru care îi privește spre cei adulți, spre cei deja ancorați în tainele credinței. Perché la nostra tradizione nella Chiesa ortodossa, la nostra tradizione teologica è antica, ma soprattutto è piena di tutte le risposte, anche a quelle che sono a volte le domande più moderne che ci possono venire in mente. Tradiția bisericii noastre este veche și este plină de sfaturi. Sfaturi care sunt actuale chiar și în lumea de astăzi. Sfaturi care se pot aplica problemelor cu care ne confruntăm noi astăzi. Quindi per concludere, diciamo, coscienza e conoscenza della propria fede sono alla base di una testimonianza coerente, ma allo stesso tempo pacifica. Deci, bazele, ca să concludem, bazele unei mărturisiri autentice a propriei noastre credințe este conștiința și cunoștința. Grazie, grazie professore. Un'altra domanda. Fresca. La faccio in rumeno e poi la traduco perché è in rumeno. Aș vrea să-l întreb pe domnul profesor Rafaele. A amintit de Sfântul Ioan Casian, care a deschis drumul monahismului din deșertul răsăritrean către apus. Dumnealui vede acum diferențe între monahismul răsăritean și cel apusean? Desiderei chiedere al profesore Rafaele. Avete ricordato nel vostro discorso di San Giovanni Casiano che ha aperto la strada del monachesimo orientale nell'Occidente. Adesso lei vede le differenze tra il monachesimo orientale e quello occidentale?
Sì, il monachesimo orientale e il monachesimo occidentale sono molto diversi, soprattutto al giorno d'oggi. Da, monachismul occidental și oriental sunt diferite astăzi. Nonostante questa differenza, c'è una radice in comune, antica e profonda. Dar există o rădăcină adâncă, foarte veche. Questa radice comune sono appunto sempre la fondazione patristica del monachesimo, potremmo dire. Iar această rădăcină profundă este fundamentul patristic al monahismului. Il padre del monachesimo occidentale, che è San Benedetto da Norcia, è un santo ed è un padre della Chiesa anche per l'Oriente. Sfântul Benedict de Nursia, care este fondatorul monahismului apusean, este și mare părinte al creștinismului oriental. Quindi il fine probabilmente del monachesimo è sempre lo stesso, anche se io non condividendo questa forma di vita non posso poi testimoniarla nei fatti, ma il fine è sempre lo stesso, quello della trasformazione alla sequela del Cristo, sui passi del Cristo, al seguito del Cristo. Chiar dacă sunt diferențe exterioare, scopul monahismului, fie oriental, fie occidental, este acea transformare lăuntrică de la chipul spre asemănarea cu Hristos, după model evanghelic. Poi sicuramente ci sono anche esperienze nel monachesimo occidentale contemporaneo, soprattutto diciamo, del XX secolo e dei nostri giorni, Sunt esempio di trasformare in monachismul occidental contemporaneo. Diciamo delle tendenze di riscoperta delle fonti patristiche, di ritorno ai padri e di ripresa anche della spiritualità ortodossa. Tendințe care vor să redescopere tradiția patristică orientală, de a se reîntoarce la modul de viață al părinților din vechime. Grazie. Prego, prego Raffaele. Sì, ad esempio c'è proprio una figura molto profonda nel monachesimo ortodosso contemporaneo, come il padre Gabriel Bunghe. Vorbim, dau acum ca exemplu o figură proeminentă a monahismului contemporan, Părintele Gabriel Bunghe. Che dopo una vita di monachesimo occidentale si è convertito al monachesimo ortodosso in tarda età, nella Care, vecchiaia. după o viață petrecută în cadrul monahismului occidental, la bătrânețe s-a convertit la monahism, a intrat în rândurile monahismului oriental. Questo per dire che c'è appunto una radice comune che viaggia come una corrente sotterranea. Asta demonstrează că există o rădăcină comună. Este o rădăcină care cu seva ei hrănește de atunci din vechime și până în ziua de astăzi monahismul. Grazie, grazie, grazie. Una parola di ringraziamento, non una domanda, ma una parola che la vorrei trasmettere a Raffaele Guerra. Prima la faccio in romeno e poi in italiano. Domnule Raffaele Guerra, vă mulțumim că ne-ați amintit ce credință frumoasă avem, credința creștin-ortodoxă, pe care noi ortodoxii am primit-o în dar, încă de la naștere, fără să facem vreun efort. Dar
de care uităm prea des din cauza grijilor de toate zilele. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne fie de mântuire, mărturisirea dumneavoastră, iar nu de mărturie. Și provo. Încerc. Signor Raffaele Guerra, la ringraziamo che ci avete ricordato che bella fede che abbiamo, la fede cristiana ortodossa che noi ortodossi l'abbiamo ricevuta come dono dalla nostra nascita senza nessuno sforzo. Ma di quale ci dimentichiamo troppo spesso causa delle nostre griji, padre? Preoccupazioni. Preoccupazioni. Grazie, Raffaele. Dalle nostre preoccupazioni giornaliere. Preghiamo il buon Dio che tutta questa conferenza, tutto questo intervento essere per la nostra salvezza e non per la nostra testimonianza, non per testimoniare che per salvarci. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi per... Un'altra domanda, perché la parola di ringraziamento l'abbiamo detta perché è venuta prima della domanda. Anche un'altra domanda che dice così. In Italia esiste una chiesa italiana che fa la Santa Liturgia in lingua italiana? Grazie mille. In Italia esiste vreo biserică ortodoxă italiană care face Sfânta Liturghie doar în limba italiană? Mulțumesc frumos. In Italia la Chiesa ortodossa è presente con le giurisdizioni classiche nazionali che ci sono negli altri stati. In Italia Biserica ortodossa este presente sub cele trei forme giurisdizionale cunoscute și în restul Europei. Abbiamo quindi la Chiesa romena, la Chiesa russa, la Chiesa serba, il Patriarcato di Costantinopoli e le altre. Avem Episcopia Română, avem Patriarhia Moscovei, avem Patriarhatul de Constantinopol, avem Biserica Sârbă. E come in tutti gli stati della diaspora occidentale ci sono delle conferenze episcopali dei vescovi ortodossi. Și ca în toate, ca în cazul întregii diaspore ortodoxe, există așa numitele sinoade interortodoxe ale acestor jurisdicții. Nel quadro quindi delle varie giurisdizioni ortodosse che ci sono in Italia, ci sono anche esperimenti di celebrazioni in lingua italiana. În cadrul acestor jurisdicții ortodoxe există, desigur, și încercări de a sluji liturghia numai în italiană. Ci sono quindi diverse chiese romene in Italia in cui si fanno alcune parti della celebrazione in italiano, ci sono anche altre chiese di altre giurisdizioni che fanno parte della celebrazione in italiano. Și în bisericile noastre ortodoxe românești de aici din Italia, dar și în altele aparținând altor jurisdicții ortodoxe, deja se fac sfintele slujbe cu părți în limba respectivă, națională sau părți și părți în limba italiană. In questo modo si riesce a diciamo far incontrare le esigenze linguistiche delle persone che vengono da altri stati ortodossi con gli ortodossi, i pochi ortodossi italiani, ma soprattutto anche con i giovani che crescono in Italia e che a volte hanno
esigenza. Se încearcă a veni în ajutorul, în întâmpinarea exigențelor de a sluji pe de o parte în limba celor care vin în Italia din alte părți pentru a munci și cei și populația ortodoxă italienească, deși în puțin număr, care locuiește deja pe aici, dar mai ales este o inițiativă foarte bună, pentru că așa se vine și în întâmpinarea tinerilor care, iată, cresc sau au crescut, s-au născut și cresc deja în această realitate italiană ortodoxă. Poi, per chi volesse conoscere il testo della liturgia in italiano, c'è appunto un bel testo di traduzione in italiano della Diocesi Ortodossa Romena d'Italia, quindi quello è sicuramente disponibile nelle chiese presso la diocesi. Iar pentru cei care sunt interesați de textul liturgic propriu-zis al Dumnezeieștii Liturghii, există deja foarte bună traducere chiar a Episcopiei Ortodoxe Române Italiei a textului Dumnezeieștii Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Grazie, profesore. Și o altă întrebare. Sunt creștin ortodox, creștină ortodoxă. M-am născut și am crescut în Republica Moldova, unde calendarul ortodox este pe stil vechi. Acum m-am mutat cu traiul în Franța. Aici calendarul ortodox este pe stil nou. Sărbătorile sunt pe date diferite și nu știu cum să procedez ca să nu greșesc cu sărbătorile, cu posturile. Sufletul meu este deprins ca acasă. Mulțumesc anticipat, bunul Dumnezeu să vă ocrotească și să vă binecuvinteze cu sănătate și pace în suflet. La domanda in italiano. Sono cristiana ortodossa, nata e cresciuta in Repubblica Moldavia, dove il calendario è sul vecchio stile, col vecchio calendario. Adesso mi sono trasferita in Francia e qua il calendario è le feste sono sul nuovo calendario. L'ortodossia osserva il nuovo calendario. Le feste e tutto ciò che è collegato a queste feste, come sono le quaresime, sono sul nuovo calendario. La mia anima è legata a tutto ciò che ho vissuto a casa. Come potrei procedere per non sbagliare? La ringrazio in anticipo e buon Dio che vi protegga e vi benedica con la salute e con la pace nell'anima. Grazie. Grazie per la domanda e per la traduzione ancora. Io penso che quello che è importante è celebrare il Cristo, celebrare le feste della Chiesa nello spirito, al di là delle differenze dei calendari. Pentru mine, ceea ce este cu adevărat important este că îi slujim lui Hristos și putem să participăm la sfintele sărbători indiferent de calendarul după care se săvârșesc ele. I calendari sono degli strumenti umani per la celebrazione del Cristo, hanno delle storie diverse delle loro storie, ma diciamo questo non cambia il nostro rapporto personale con Dio. Calendarele sunt doar instrumente care au apărut și au evoluat, dar nu trebuie să uităm niciodată că ele sunt doar instrumente care ne ajută să trăim mai concret și periodic credința noastră. L'esperienza di cui parla la signora che ha scritto è un'esperienza che io conosco bene perché
mia moglie e la famiglia di mia moglie vengono dalla Moldavia, dalla Repubblica di Romania, però appartengono da sempre in Italia a una parrocchia della Chiesa romena. Situația, doamne, o cunosc eu foarte bine, pentru că chiar în familia mea, soția este din Republica Moldova, dar aici frecventăm o parohie a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Quindi non è sicuramente un male, anzi è un bene, è naturale ed è un bene restare in un certo qual modo legati ai ricordi, alle proprie esperienze nella terra d'origine, le esperienze che ci hanno formato. Nu este deloc rău dacă putem să rămânem ancorați în tradițiile locului nostru de origine, ale locului în care ne-am născut și de unde provenim. Ma quello che conta, ma quello che conta è trovare una comunità cristiana ortodossa in cui ci troviamo bene, in cui la nostra vita spirituale va avanti. Dar contează, ceea ce contează cel mai mult este ca să ne găsim o obște creștinească, o comunitate ortodoxă care să ne primească și care în mijlocul căreia să putem să trăim și să trăim creștinește, să ne trăim tainele credinței noastre. Quindi al di là poi di quello che è il calendario, poi nessuno ci impedisce di celebrare con i propri parenti che seguono il vecchio calendario le feste, ma anche festeggiarle nella nostra parrocchia con un altro calendario. Non è un errore. Și pe lângă asta putem, acolo unde se poate, să slujim propriile noastre sărbători în parohii cu credincioșii noștri sau cu preoții noștri potrivit celuilalt calendar, datelor celuilalt calendar. Sper să nu mă fie exprimat greșit. Nu, nu, nu. Părinte, mulțumim. Grație, grație, Rafaele. Un mio caro amico, che è ortodosso, italiano, vorrebbe farti una domanda, ma direttamente a voce. Michele, ti prego. Buonasera professore, grazie mille per la conferenza. E ringrazio padre Costantino per tutto questo ciclo di conferenze che per una volta riesco a seguirne una da capo a coda, senza problemi. Michele, piano perché padre Nicodim deve. Mulțumesc în primul rând părintelui Constantin pentru acest șir de conferințe care iată continuă și care continuă să ne bucure foarte mult. E volevo approfondire e fare una domanda al dottore in merito a quella questione, quella domanda che è stata fatta precedentemente relativamente alle chiese di lingua italiana. Aș vrea să îl rog pe domnul profesor să aprofundeze acel argument legat de bisericile de limbă italiană din Italia. Perché noi fedeli italiani ortodossi siamo sparsi un po' in tutta Italia. Volevo Noi sapere creștini ortodoxi italiani suntem un pic împrăștiați pe tot teritoriul Italiei. quanto potesse non so come si porla la domanda, come quanto potrebbe essere utile che si aumenti l'utilizzo della lingua italiana nelle chiese ortodosse presenti in Italia. Nici eu nu știu cum să formulez întrebarea, dar am această nedumerire, având în vedere această împrăștiere, cât de utilă ar fi impostarea limbii italiene ca limbă de slujire pentru comunitățile noastre italiene ortodoxe. Sì, grazie per la domanda. Sì, certo, è una domanda, come dire, sempre all'ordine del giorno per gli ortodossi italiani.
Iar cu o întrebare de ordinea zilei pentru credincioși ortodoxi italieni. Sicuramente un maggiore uso della lingua italiana nelle celebrazioni ortodosse aiuterebbe i fedeli italiani, ma è necessario che siano preparate le comunità. Cu siguranță, introducerea slujirii în limba italiană în comunitățile ortodoxe din Italia ar ajuta foarte mult pe italienii ortodoxi, dar o mai mare necesitate este aceea de a crea aceste comunități italienești ortodoxe. Sì, non solo creare delle comunità ortodosse, ma proprio anche preparare eventualmente le comunità esistenti a, diciamo, anche ad usare la lingua italiana, al fine di non evitare disorientamenti o conflitti. Sau acolo unde deja comunitățile de italieni ortodoxi sunt deja formate, să se facă o pregătire pentru folosirea limbii italiene în cult, pentru ca să nu se creeze anumite neînțelegeri în cadrul comunităților mixte existente. Perché comunque le persone sono abituate ad alcune parole, ad alcuni testi, e quindi si disorientano quando poi non li sentono più. E firesc pentru că credincioșii deja care aparțin unei anumite comunități să fie dezorientați când preotul lor folosește alte expresii și alte moduri de a sluji. E quindi sicuramente aiuterebbe gli italiani, ma bisogna trovare poi i mezzi anche, penso, pastorali per i sacerdoti di introdurre la lingua italiana nelle comunità poco a poco nelle forme più adeguate alle singole parrocchie. Ce a ajutat foarte mult este ca preoții să introducă încet încet în rândul comunității lor folosirea limbii italiene pe cât se poate și, bineînțeles, acolo unde este necesar, acolo unde există deja o prezență italienească ortodoxă. L'ortodossia in Italia è molto giovane, quindi bisogna avere anche la pazienza che tutto questo si sviluppi con il tempo, come è avvenuto negli Stati Uniti, un po' anche in Francia, in altre parti. L'ortodossia românească in Italia trebuie să realizăm că este foarte tânără. Trebuie să avem un pic de răbdare, să treacă un pic de timp până ajunge la realitățile diasporei, spre exemplu, ca cea din America sau din Franța. Mulțumim, grazie. E una domanda, direi, può darsi da un giovane. O întrebare, aș spune, de la un tânăr, cred că e venită. Domnule profesor, la care sfânt aveți mai multă evlavie? Capito? Hai înțeles? Sì, ho capito. Perfetto. Aspettiamo la risposta. Sicuramente da parte mia c'è un coinvolgimento speciale nei confronti del santo di cui porto il nome. Cu siguranță, în ceea ce mă privește, există o evlavie specială față de sfântul al cărui nume îl port. Quindi, come dire, alle potenze angeliche, quindi in particolare all'arcangelo Raffaele. Mă refer acum, bineînțeles, la puterile cerești și, în particular, în ceea ce mă privește, la Sfântul Arhanghel Rafael. E questo anche per una deviazione professionale, per essere più medievale e corrispondere al mio nome, come si diceva nella filosofia medievale, che la corrispondenza fra i nomi e le cose. Și asta pentru ca să corespundă numele meu și la realitate.
așa cum în antichitate se folosea acest obicei ca numele să corespundă realității în care persoana trăiește. Poi ci sono sicuramente alcuni santi di cui magari studio di più le opere, come San Gregorio Palamas. Apoi, desigur, sunt sfinții ale căror opere le studiez în parcursul meu de studii. E altri santi che mi piacciono che mi interessano di più per la loro, diciamo, per quella che è stata la loro esperienza nella santità, come ad esempio San Serafino di Sarov. Cum a fost, de exemplu, legat de studii Sfântul Grigorie Palama, dar în ceea ce privește experiența personală a vieții duhovnicești, îl pot da ca exemplu pe Sfântul Serafin de Sarov. Grazie, 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 Rafaele. Mulțumim, mulțumim atât. Rafaele, pot vorbi românește, da? Da, nu, da. Nu e problemă. Am vorbit noi lucruri mai grele legate de Sfântul Grigorie Palama, de Sfântul Marco Eugenicul, de Fotie și așa mai departe. Nu cred că mulțumirile necesită traducere. Mulțumim! Mulțumim din inimă pentru prezența din seara aceasta, prezența ta din seara aceasta și mărturia pe care ai dat-o. Cred că toți intrăm în mulțumirea și în cuvântul pe care l-a transmis doamna preoteasă Istina. Doamna preoteasă este atentă în fiecare seară, mulțumește și ne aduce aminte că ortodoxia este frumoasă. Toate mesajele din seara aceasta au fost mesaje de suflet, mesaje care arată cât de frumoasă este ortodoxia și cât de binecuvântați suntem de Dumnezeu că ne aflăm în această ortodoxie. Mulțumindu-i domnului Rafaele Guera și rugându-l să nu ne ocolească niciodată și mai mult să răspundă pozitiv la chemările noastre, bineînțeles, în măsura posibilităților domniei sale, mulțumim soției domnului Rafaele Guera, pentru că tot timpul trebuie să fim conștienți că o soție este cea mai bună susținătoare a soțului ei. Pe de altă parte, mulțumindu-i părintelui Nicodim, pentru că nu este ușor absolut deloc să faci traducere la prima auzire. Deci nu la prima vedere, la prima auzire. Și nu este o traducere de 5 minute, ci o traducere destul de lungă, de 2 ore, 2 ore și ceva. Îi mulțumim părintului Nicodim pentru efortul depus și promitem ca să ne rugăm bunului Dumnezeu să-i dea această forță părintului Nicodim ca și la celelalte conferințe pe care le vom avea cu conferențiari de limbă italiană să poată face acest lucru la înălțimea lucrului din seara aceasta. Mulțumindu-i preasfințitului Siluan, preasfințitului Atanasie de Bogdania, episcopii noștri care ne-au dat binecuvântare și ne-au îndrumat permanent la a face acest periplu de conferințe, nu trebuie să uităm faptul că alături de noi în fiecare seară a stat preasfințitul Siluan de Ungaria și prin prezența preasfinției sale ne-a binecuvântat și ne-a dat încredere că lucrarea este bună. Mulțumindu-vă dumneavoastră tuturor și o mulțumire specială părintelui Ioan, care sărmanul de fiecare dată trebuie să slujească în această slujire pe care i-a încredințat-o bunul Dumnezeu și episcopul Siluan, de a fi permanent pe baricade când sunt transmisii de acestea în direct. Nu aș dori să uit pe nimeni.
De aceea, în primul rând, doresc să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate. E adevărat, e necesar să facem mai multe conferințe în limba italiană, ar fi foarte, foarte important, pentru că avem și vorbitori de limba italiană, vorbitori de limba italiană care, din păcate, nu sunt la înălțimea unei limbi române așa încât să înțeleagă o conferință. De aceea este necesar să explicăm credința și pe limba italiană, nu numai pe limba română. Vom încerca. Vom încerca. Este un prim pas. E al doilea pas, de fapt, pentru că am mai avut noi o conferință cu părintele Ignazio Blasi de la Roma. Dar acesta este un prim pas cu cineva care vine din afara sacerdoțiului. Domnul Rafael Guerra fiind în primă fază, să zicem așa, format pe filozofie și apoi intrat prin filozofie în teologie și îmbinându-le pe amândouă ne-a putut transmite un cuvânt cu putere multă. Vă mulțumim tuturor, vă așteptăm mâine seară, pentru că mâine seară încheiem și cum este bine și frumos și corect, dacă începutul conferințelor l-am făcut cu preasfințitul episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, încheierea conferințelor o vom face cu preasfințitul episcop Atanasie, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Astfel încât mâine seară, la orele 19, vă așteptăm la conferința preasfințitului Părinte Episcop Atanasie, care ne va vorbi despre o paralelă între smerenie și mândrie, între tinerețe și maturitate, și vom vedea noi ce argumente ne va aduce mâine seară preasfințitul episcop Atanasie. Mulțumindu-vă tuturor, mulțumindu-lui Dumnezeu, vom face rugăciunea și așa cum de fiecare dată, aproape de fiecare dată, rugăciunea a fost făcută, rostită de către un părinte diacon și tare mi-a plăcut mie că tot timpul l-am rugat pe părintele Daniel Andrușcă să spună rugăciunea, de ce să nu spună tot sfinția sa și în seara aceasta, iar cum de obicei preasfințitul Siluan al Ungariei ne binecuvânta de final, îl rugăm și în seara aceasta să ne dea binecuvântarea. Blagosloviți preasfințite, părinte Daniel, vă rugăm. Să rămână preasfințiților părinților noștri, să rămână părinți, cu vine se cu adevărat să te fericim născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimi și mai mărită fără de asemănare decât serafim, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Preasfințite Părinte, binecuvântează. Noi este Dumnezeu cu a Său har și cu a Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Rugăm dreapta preasfinția voastră, Doamne, Dumnezeu pentru toate. Doamne, ajută, slavă Domnului. Să rămână.